fanfara Muzica Apilor a Consiliului Județean, care a venit alături de noi astăzi în plin turneu pe litoral și în Dobrogea, a poposit la Cernavodă pentru a oferi un recital frumos, tematic celor care au aniversat azi 5 decenii de căsătorie. Iată că am reușit să organizăm o nouă ediție a ceremoniei, frumoase ceremonii Nunta de Aur. Am premiat astăzi 10 familii care au împlinit 50 de ani de căsnicie, o venerabilă aniversare, dar și chiar și 7 persoane văduve care, chiar dacă nu mai au rămas singuri, au sărbătorit și ei astăzi 50 de ani de căsătorie. Noi mulțumim primăriei, mulțumim domnului primar Liviu Negoiță că ne-a sprijinit să-i bucurăm pe acești oameni. O ediție puțin aparte față de celelalte pe care le-am organizat în anii trecuți. Am chemat și Cenaclul Literar Mircea Eliade. Cu această ocazie am făcut o lansare de carte, o recenzie a unui număr de 7 volume, alături de volumul domnului profesor Laza Nicolae, care a fondat acest cenaclu, această secțiune culturală a primăriei în urmă cu mai bine de 15 ani. În această zi l-am și premiat pe dumnealui, pe domnul profesor. I-am acordat și titlul de membru de onoare al cenaclului, pentru că dumnealui sprijină în continuare, deși s-a retras din activitate, dar în continuare ne sprijină și pe noi și pe membrii cenaclului în editarea volumelor. Șapte scriitori, membri ai cenaclului literar Mircea Eliade din Cernavoda, și-au prezentat ultimele volume editate prin Casa de Cultură cu sprijinul primăriei. Dintre acestea am avut și eu plăcerea să am un volum puțin mai deosebit, Ciudatea spune, după cum sună și titlul, Antepostum. Pentru că e un fel de almanah, aș spune, în afară de câteva creații literare personale, proză și poezii, am adunat în acest volum ceea ce am creat de-a lungul timpului, cât am fost coordonatorul cenaclului, discursuri cu privire la Cernavoda și Dobrogea, evocări ale unor personalități cernavodene, cronici la unele cărți făcute de mine, cronicele la unele cărți scoase de primărie sau cronici la unele cărți scrise ale mele, realizate de critici literari din Constanța.
prezența unor distinși invitații, am avut, o ședință de cenaclu sau un recital de cenaclu cu 7 membri, colegi de noștri de la cenaclul Mircea Lede din Cernavoda, care anul acesta au publicat fie poezie, fie proză, grație primăriei Cernavoda, domnului primar în primul rând, Consiliului Local și Casei de Cultură din Cernavoda. Autorii aș vrea să-i nominalizez, cei care au scris și care au publicat anul acesta, doamna profesor Tudorina Bolugea și cu fiul domniei sale, Nicolae Bolugea, amândoi profesori, au scos un volum intitulat Versuri pentru copii. Un alt autor care a fost prezent astăzi la manifestare a fost domnul Pietro Marcello Daniel, cu un volum numit La capăt de drum. A urmat domnul Sorin Timix Timandi, cu un volum de poezie numit Lacrimi și poezie. Doamna Mona Lefter nu a fost prezentă, locuiește în altă parte și lucrează în același timp. Am citit întâmplător o poezie din cartea domniei sale, intitulată Lumea ei. Apoi a venit doamna Marioara Toprăceanu Irimia, care și-a prezentat cartea publicată, Nopți cu vise frumoase, din care a citat două poezii care i s-au părut dânsei reprezentative. Silvia Nicoleică, zis Sili, o tânără de la cenaclul nostru, care a publicat volumul Cântăcerea vorbește, poezii. Și domnia sa, la fel, a citit din creația sa. A fost o sărbătoare deosebită pentru noi cernavodenii și mai ales pentru noi cei de la Cenaclu, care ne-am propus în această perioadă, în această perioadă de pandemie, am avut ca deviză cât mai multă poezie, cu cât mai multă poezie să ieșim din pandemie.